Bună ziua! Conform dispoziției domnului primar numărul 328 din 23-11-2022, a fost convocată ședința ordinară. Materialele înscrise la ordinea de zi sunt următoarele. Aprobarea procesului verbal de la ședința ordinară a Consiliului Local din data de 11-10-2022. Proiect de hotărâre privind participarea OAT Comuna Cleja la elaborarea studiului de oportunitate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, a regulamentului serviciului și a documentației de atribuire în vederea delegării serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale Cleja, Comuna Cleja, Județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și a tipurilor de burse școlare ce se vor acorda elevilor din unitățile de învățământ din Comuna Cleja pentru anul școlar 2022-2023. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației Comunelor din România pentru anul 2022. Proiect de hotărâre privind achiziționarea unei toalete duble de tip modular. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii finale obiectivului de investiție, reabilitare și modernizare grădinița numărul 2 Comuna Cleja, Județul Bacău, după finalizarea lucrărilor de execuție. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerilor prealabile înaintate de către domnul Alexov George Carol împotriva HCL 36 din 30.09.2022 și HCL 37 din 30.09.2022. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerilor prealabile înregistrate sub numărul 12.116 și 13.096 din 2022 înaintate de către domnul Codorin Petru. Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din familia ocupațională administrației și a salariului de bază pentru funcțiile contractuale din familia ocupațională sănătate și asistență socială pentru anul 2022. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție actualizate, a indicatorilor tehnico-economice și a devizului general actualizați pentru obiectivul de investiții modernizare drumul Sătești în Comuna Cleja, Județul Bacău, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Anghel Salini, precum și asumări prezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către SC de Elgaz Gridesa asupra unei suprafețe de teren din Comuna Cleja, Județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de utilizare a microbuzului școlar pentru elevii din cadrul Școlii Gimnaziale Județul Bacău anul școlar 2022-2023 din patrimoniul Școlii Gimnaziale Cleja. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului Comunei Cleja pentru trimestrul 3 al anului 2022. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul modernizarea, eficientizarea și extinderea sistemului de iluminat public în Comuna Cleja, Județul Bacău, faza Dali. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării contractului de comodat numărul 4977 din 7-5-2021 pentru imobilul denumit Centru Pastoral Educativ, situat în sat Cleja, strada Eroilor, numărul 1, Comuna Cleja, Județul Bacău. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 3 din HCL 55 din 11-10-2022. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu în legătură cu posibilitatea de a participa la finanțarea dezvoltării sistemului de distribuție a gazelor naturale în localitatea Valea Mică, aparținătoare Comunei Cleja, Județul Bacău, prin finanțarea și implementarea obiectivului de investiție, realizare și dezvoltare sistem de distribuție gaze naturale în localitatea Valea Mică, aparținătoare Comunei Cleja, Județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru proiectul realizare și dezvoltare sistem de distribuție gaze naturale în localitatea Valea Mică, aparținătoare Comunei Cleja, Județul Bacău, faza SF. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și a declarației pe propria răspundere pentru implementarea proiectului HUB de servicii MMS S2 MMS cod MySmith 130963. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării denumirii proiectului Reabilitare, Modernizare și Dotare Școala Gimnazială Somușca, satul Somușca, Comuna Cleja, Județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării prețurilor pentru restul de executat conform OG 47/2022. Aprobarea devizului general actualizat conform OG 47/2022 pentru obiectivul de investiții, reabilitare și modernizare grădinița numărul 1 Cleja și a indicatorilor tehnico-economice actualizați. Proiect de hotărâre privind aprobarea
note conceptuale și a temei de proiectare și întocmirea documentației tehnico-economice, faza PTH și DTAC, în vederea realizării obiectivului de investiții, modernizare și dotare parc centru de zi pentru copii aflați în situații de risc, de separare de părinți, Sfânta Lucia, sat Cleja, Comuna Cleja, județul Bacău, proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare și întocmirea documentației tehnico-economice, faza PTH și DTAC, în vederea realizării obiectivului de investiții, modernizare și dotare parc școala gimnazială Comuna Cleja, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare și întocmirea documentației tehnico-economice, faza PTH și DTAC, în vederea realizării obiectivului de investiții, modernizare și dotare parc școala gimnazială numărul 2 Cleja. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare și întocmirea documentației tehnico-economice, faza PTH și DTAC, în vederea realizării obiectivului de investiții, modernizare și dotare parc școala gimnazială Somușca, Comuna Cleja, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare și întocmirea documentației tehnico-economice, faza PTH și DTAC, în vederea realizării obiectivului de investiții, modernizare și dotare parc școala gimnazială Valea Mică. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, în vederea exercitării votului Consiliului Local al Comunei Cleja, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru trimestrul al patrulea al anului 2022 și diverse. Supunem la vot proiectul ordine de zi. Împotrivă? Abține? Doamna președinte, vă rog să luați și vă. Aprobarea procesului verbal la ședința ordinară a Consiliului Local în data de 11.10.2022. Cine este pentru? Abținere împotrivă. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind participarea OAT Comuna Cleja la elaborarea studiului de oportunitate pentru gestionarea căinilor fără stăpân, a regulamentului serviciului și a documentației de atribuire în vederea delegării serviciului de gestionare a căinilor fără stăpân, inițiator primar Petru Ștoc. Întrebări pe subiect? Avem câinii care se văd, primăria Bacău, noi facem parte din zona metropolitană și primăria Bacău vrea să implementeze un proiect în care toți cei care sunt în zona metropolitană se poate gestiona câinii fără stăpân. Deci o să fie o... Practic de serviciu de ecaristaj care... Exact, la fi, cred că vor face un amplasament unde vor fi colectați toți câinii care nu au stăpân. Amplasament aici în comună sau...? Nu, primăria Bacău. Primăria Bacău. Primăria Bacău, nu. Cine este pentru? Împotriva, abține? Deci, trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanței Consiliului Local Cleja în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Cleja, Comuna Cleja, județul Bacău, inițiator primar Petru Ștoc. În fiecare an, știți că avem doi membri care participă la în Consiliul de Administrație și pe nume. Acum, dumneavoastră numiți pe cine... Privesc două propuneri. Două propuneri. Domnul viceprimul. Domnul viceprimul și... Domnul Andrei Lasu. Problema este să faceți propunerea în așa fel ca să se poată și veni la ședință. Da. Dacă Andrei poate veni când sunt ședințe, pentru că ele se desfășoară... Eu îl propun pe domnul Joc. El poate să vină, are da, adică în sensul ăsta nu-i... Suntem este și... Este acasă, e pensionar. Da. Nu? Nu trebuie să voia să vină încă. Cum, doamnă secretar, cum procedăm cu votul? Imediat. Deci vreau să mai spuneți încă o dată propunerea. Deci domnul Hoborici propune pe cine? Pe domnul Gheorghe. Domnul Gheorghe.
Și eu îl propun pe domnul Joc. N-am încotro. Faceți o propunere? Nu. Mai aveți vreo propunere? Nu. Nu. Nu atâta trebuie tu, nu? Mă gândeam că poate vrei și tu. Este propune cineva. Dacă poate cineva care are copii de școală care e implicat direct în probleme, nu vrea nimic. Acolo sunt din partea părinților. Da. Și părinți care sunt în consiliu. Sunt și din partea părinților reprezentanți și... Aici numai sunt în consiliu de atunci. Din consiliul local. Noi sunt deja în poziție. Auzi, Gabi, în locul tău ar trebui să fie altcineva. Păi asta e, nu. Tocmai de asta am propus. Dar Gabi este și în comisie, domnul primar. E foarte bine. Nu, no, să nu fie conflict de interese. Este cine propuneți, domnul Vici? Pe cine propuneți, domnul Vici? Pe domnul Andrei Glaslo. Mai nu propuneți. Deci propunerea domnului Glaslo cu domnului Hoboriș cu privire la domnul Vici se anulează. Se anulează. Vă dau buletine de vot. Aici vom vota cu buletine? Da. Vă scutăm așa. Ne vădăm în cot, acolo, în față. Da. Vă băgați în bibliotecă. Poate să se găsească în băturată. Buletine de vot. Dacă nu au fost și alții, nu cred că mai trebuie vota. Adică nu nimic în mână, așa e. Fiindcă vorba de persoane. Ce se întâmplă dacă unul din candidații nu primește niciodată? Amândoi, îți propuși pe amândoi. Da, veți pifa, nu veți scrie altceva, doar veți xa. Asta-i metodă, vege asta. Dă-mi-ai dat. Vedeți, m-am propus și chiar nu s-a tot terminat. A, așa, da. Doar cu nimic? Doar X. Și dacă nu vreți unul? Nu, fac vot. A? Eu cred că merge așa, nu mai știu. Ai de capul meu, nu? Da, da, da. Asta e că mi-e plăge când e taie niciodată așa. Da. Stai că mă grămat de artist. Îți toate deja? Înseamnă că nu mai știu pui la vot. Deci domnul Laslău, vot valabil, Joca Ion Andrei, la fel lixați, Joca Ion Laslău Andrei. Aici, pentru domnul Joca, nu avem unul lipsă. Da. Deci, nu știu. Nu fi conflict de interese, nu s-a votat. Joca și cu Laslău lipsat. Deci, domnul Joca are 7 voturi. Deci majoritatea, trebuie să obțină majoritatea voturilor. Așa. Și domnul Lasă 8 voturi. Deci amândoi sunteți desemnați pentru Consiliul de Administrație. Supunem la vot proiectul ordinii cu propunerea asta? Supunem la vot punctul 3, da. Cine este pentru?
Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și a tipurilor de burse școlare ce se vor acorda elevilor din unitățile de învățământ din Comuna Cleja, anul școlar 2022-2023. Inițiator, primar Petru Iștoc. Dacă e nevoie de... Da, ar fi bine să... Detaliați. Detaliați. Câte feluri de burse sunt și ce poate? Bursele sunt burse de merit, burse de ajutor social. Bursa de merit în cuantum de 200 de lei pe elev, bursa de ajutor social în cuantum de 200 de lei pe elev. Și bursa de studiu în cuantum de 150 de lei pe elev. Acordarea burselor se va realiza la data de 15 a fiecărei luni pentru una precedentă, fiind în data de învățământ, în baza documentelor justificative solicitate conform ordinului 5379 pe 2022. Toată această activitate se dă în cadrul școlii. Da, finanțarea am o propunere, dacă puteți să puneți pe site-ul primăriei documentația necesară pentru bursa socială. Cea de merit, se știe, se pare că e de la o dar anumită... Școala. Da, școala se ocupă. Da, se ocupă, dar e bine să fie și pe site-ul primăriei, poate... Da? Da? Să fie totul clar. Mai sunt întrebări? Supunem la vot punctul 4. Cine este pentru? Împotriva, abține. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației Comunelor din România pentru anul 2022. Inițiator, primar Petru Iștoc. Deci, e vorba de cotizația anuală, 1500 de lei. Care s-a dat în fiecare an. Care se dă în fiecare an. Cotizația pentru supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva, abține, deci 8 pentru. Trecem la punctul 6. Proiect de hotărâre privind achiziționarea unei toalete duble ecologice tip modular. Inițiator, primar Petru Iștoc. De când am făcut dispensarul, vin cetățenii și n-au unde să-și facă nevoie. Și cei care vin la primărie. Și cei care vin la primărie. Și cumpărăm un WC modular cu două compartimente, amplasăm drept lângă primărie în spate, acolo și între poliție și primărie. Eu cred că vom, inclusiv vom pune calorifere și pentru că suntem lângă primărie, ca să apă curentă, ca lumea, publicul care dorește și are nevoie să aibă unde să vină. Ca să folosească de situații. Am de situații. În vremuri și vremuri. Da. Ok. Supunem la vot punctul 6. Cine este pentru? Împotriva, abține. Deci, o pentru. Trecem la punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii finale a obiectivului de investiție, reabilitare și modernizare grădinița numărul 2 Cleja, Comuna Cleja, județul Bacău, după finalizarea lucrărilor de execuție. Inițiator, primar Petru Iștoc. Știți că după fiecare clădire, în momentul când clădirea este terminată, trebuie să aprobăm punctul final. Deci nu e vorba de bani, pur și simplu am terminat clădirea, construcția. Da, și acum valoarea finală este. Deci... Se introduce în domeniul public, se reactualizează domeniul public. Dar sunt de voi? Supunem la vot punctul 6. Cine este pentru? Potriva, abține. Deci, trecem la punctul 8. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerilor prealabile înaintat de către domnul Alexov George Carol împotriva HCL numărul 36 din 30 ianuarie 2022 și HCL numărul 37 din 30 ianuarie 2022. Inițiator, primar Petru Iștoc. Detaliați, vă rog. Ce să spun, ei ne atacă în permanență, altceva n-au, ăsta e un sport național pentru ei. Acum, capau, mintele mai trebuie. Și dau cele mai trebuie. Cam asta e soluția. Văd că tot atacă și Codori și Carol și tot. Asta e viața. Noi răspundem, ei ne
reclamă, noi le răspundem și zi de zi facem sportul ăsta. Dar mergem înainte. Sunt cele două hotărâri, da, privire la alegerea președintelui de ședință și a comisiilor de specialitate. Solicită tocmai de asta am trecut la buletinile, când, da, vezi, doamne, nu e aceeași lucru. Ok, supunem la vot punctul 8. Cine este pentru? Împotriva, abține? E 7. Abțin. Cine s-a abținut? S-a abținut domnul Pavel. Trecem la punctul 9, care e aceeași lucru. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerilor preliminare înregistrate sub numărul 12816 din 2022 și 13096 2022, înaintea de către domnul Codori Petru, inițiator, primar Petru Iștoc. Cam același lucru este. Eu cred că lumea ar trebui profesiile care are fiecare să-și păstreze profesia, ca așa, să scrim. Scrim. Atât. Solicită revocarea tuturor ședințelor. Da. Solicită, da. Ea solicită. Atât. O întrebări? Supun la vot punctul 9. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? O abținere, domnul Pavel Toader. 7 pentru. Deci, la punctul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din familia ocupațională a administrației și a salariilor de bază pentru funcțiile contractuale din familia ocupațională sănătate și asistență socială pentru anul 2022. Inițiator primar Petru Iștoc. Știți că când am, conform legii, trebuia să aprobăm aceste salarii în ce lună? În fiecare an. În fiecare an. Atunci când am aprobat aceste salarii, a fost o contestație cu cinci, cu nu știu ce, după ce am revocat această hotărâre și practic o reluăm acum ca să fie aprobat. Luna trecută am revocat, acum o punem pentru aprobare. Vorba de salariile asistenților sociale, asistente și mărirea de salarii care au fost de la 2300 la 2500. Și doar pentru asistență personală mărirea. Pentru personalul. Era și acordarea bonurilor de vacanță pentru acest de vacanță care au fost pentru proiectul. Da, pentru asistență personală. Pentru asistență personală. Este pentru clar personal, că e numai pentru asistenții personali. Da, da, da. Deci pentru personalul de specialitate, de cadrul afară de specialitatea prima, nu s-au mărit salariile, nu? Da, da. Bun, supun la vot punctul 10. Cine este pentru? Împotriva, abține? 8 pentru. Trecem la punctul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor intervenții actualizate a indicatorului tehnico-economic și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții modernizare drumul Sătești în comuna Clej, județul Bacău, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salini, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Inițiator, primar Petru Iștoc. Ca să putem merge spre finanțare și să încheiem contractul cu prin Angel Salini, trebuia să avem hotărâre de consiliu prin actualizarea prețului. Cam asta am făcut, suma este rămâne aceeași care a fost înainte, numai că s-o actualizează, s-o aici, în interiorul devizului. Prin ghidul Angel Salini vine cu o precizare și modifică niște indicatori și mai există problema că la noi când am făcut ridicările topo, nu au fost avizate de OCP, deoarece sunt foarte multe suprapuneri. E, acele suprapuneri trebuie să facem documentații cadastrale de repunere a lor și acestea costă. Obligația noastră este, orice cheltuială, să o introducem în devizul general. Deci s-a actualizat cu această cheltuială și s-au modificat ca și indicator tehnic după cerința ghidului Angel Salini ne-a spus cumva că lătim pe partea carosabilă se include inclusiv jumătate din partea de șanțuri, pentru că ele vor fi betonate, vor fi amenajate și se consideră ca și lucrare, ca și intervenție, se consideră ca și lucrare. Asta se modifică. Când se începe practic lucrarea? Potem? Când se începe, când se trece la treabă, nu mai când se începe la treabă, când se trece la treabă. Toate documentele se încarcă în platforma
electronică de pe site-ul Ministerului Dezvoltării. Noi, la momentul acesta, am încărcat toate documentele, mai avem încărcat această hotărâre și ridicări de topo când vor ieși avizate de la UCPI. Deci avem un număr de 47 de suprafundări, care ele trebuie rezolvate. Și durează întocmirea documentației, avizarea de către UCPI și după aceea ridicarea lor în platformă. Când sunt toate documentele ridicate în platformă, ne invită la semnarea contractului de furnizare. Avem 103 de ani care ne finanțează. Avem sau s-ar putea să avem? Atât avem. Păi atâta, dar prin ordin, nu că, nu, este ordin publicat. 12... Acum, dar să depunem noi toate actele care ni se cer, practic. Ca să poată încheia contractul. Ca să putem încheia contractul. Să rezolvăm cu problema. Avem multe probleme cu intabulările. Cetățenii au ieșit în stradă cu tot felul de intabulări, noi acum trebuie să repoziționăm, nu găsești cetățeanul, n-ai voie și chestii genul ăsta este un joc care trebuie să cum pot rezolva până la urmă. Avem cetățeni plecați în străinătate, n-ai cu cine vorbi, el este ieșit cu intabulare, e o chestie care să văd cum o rezolv. Vom rezolva, dar sunt discuții cu tema asta care trebuie curtate. Spuneați că jumătate din șanțe consideră parte carosabilă. Parte de lucrare. De șanțele vor fi acoperite sau? Vor fi vor fi betonate. Dar nu acoperite. Da, nu. Păi nu, depinde de proiect. Sunt anumite zone, depinde de zone. Sunt anumite zone unde se acoperă cu acele vale tip biscuit, sunt anumite zone unde nu se acoperă. Depinde de... Dacă strada e îngustă, poți să l-ați descoperit. De teren. Dacă e strada mai lată, depinde. Depinde de teren, dar nu a cerut această modificare. Tocmai de asta tot am insistat și am fost înainte de a face acest proiect, să reținem aceste străzi și am mai creat așa mic disconfortul pentru cetățeni, pentru că am impus ca să retrag gardul, că altfel n-ai unde să faci drum. În mare parte am rezolvat problemele, mai sunt în două, trei locuri, mai am de rezolvat, unde cetățenii n-au avut și... Dar sper că până în final se rezolvă această problemă. Putem face niște drumuri aerisite, nu înghesuite, nu are cum să trag gunoiera, nu are cum să... Vrem să ne folosim de aceste drumuri, nu numai să fie asfaltate. Am înțeles. Întrebări, domnilor? Da, vor fi arătate și indicatoare. Știu că sunt probleme cu intersecția Slomușca. Nu, nu o să fie. O să fie și indicatoare amplasate. Acum chiar încerc să găsesc o soluție pentru indicatorul ăsta de la Alexov de aici, din față. Cred că voi reuși, cât de curând voi reuși și vom încerca să le facem toate indicatoarele și toate drumurile din comun. Adică să facem indicatoare noi și să nu avem probleme. Acum încerc să rezolv cu partea legală, pentru că drumul care merge spre Slomușca este un drum prioritar, este drum județean și niciodată un drum județean nu se poate subordona unui drum local. Am fost chiar la drumurile naționale și, sigur, acolo mi s-a dat răspunsul că nu se poate. Și stau pe loc și am zis, nu există pentru mine cetățeanul real. În funcție de nevoile cetățeanului îmi pun indicatoarele, nu e calitatea drumului. Sper să o rezolv. Vreau să pun un stop înainte de cum vine la Slomușca, mai înainte de stop, mai punem cu un indicator cu atenție de presemnalizare. Sper să o scot la cablu, pentru că dacă... Practic, cum a fost înainte? Nu știu cum a fost, cum a fost. Eu vreau să spun... Așa, a fost mereu, da, cu stop de la Slomușca. Ei acum, cum să spun eu, tot încearcă să ne blocheze. Am zis că nu, pentru că dacă punem indicatoare, mai rău face. Mai rău, pentru că în momentul când tu ai făcut un indicator și ai pus stop aici, sau oricum, nimeni nu se oprește. Deci trebuie să facem ca ele un drum să fie funcțional, practic, nu ca să blocheze. Semnalizat de la distanță mai mare. Și cum facem? Cred că în cel mai scurt timp rezolvăm problema asta. Și până atunci? Până atunci mergem cum am mers și până acum. Da, bineînțeles.
Cum? Ambigu, că unii mai scriu pe Facebook că prioritatea este care scrie. Până atunci să fim atenți cum circulă. Cei tineri care sunt și au un pic de sânge în ei, să se gândească și la sănătatea lor. Și cam asta este situația. Vom reuși. Eu cred că voi reuși. Fac tot posibilul. Am fost la toate instituțiile să rezolv această problemă. Sunt pe drumul de a rezolva. Și inclusiv, nici nu mai spun mai departe, să văd, se rezolv și după aceea vă spun ce pot rezolva. Adică după ce închid tot ce ăsta... Deci codul tău spune clar unde nu avem indicatoare sau așa, e prioritate de dreaptă. Deci fiecare șofer, adică până atunci ai prioritate de dreaptă. Și te uiți, vii, mergi în șurec, e intersecție. Da. Bun. Supunem la vot punctul 11. Cine este pentru? Împotriva, abține. 8 pentru. Trecem la punctul 12. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitudine către Delgaz Ghid S.A. asupra unei suprafețe de teren din comuna Cleja, județul Bacău. Inițiator, primar Petru Iștoc. Pe strada Hârnicei se alimentează cu gaz. Acum, în ziua de astăzi, dacă un privat merge pe domeniul public al comunei, ești obligat să-i dai, adică este obligat să vină la tine să ia prop. Practic asta este. Știți că înainte băga țeasă țeavă în pământ fără să se întrebe. Acum legea spune că, domne, dă-i voie cu titlul gratuit, dar trebuie să-i dai aprobare, știți? Deci pe Hârnicie sunt trei case care se alimentează cu gaz acum. Întrebări, domnule? Supunem la vot punctul 12. Cine este pentru? Împotriva, abține? Deci 8 pentru. Punctul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de utilizare a microbuzului școlar pentru elevi din cadrul școlii gimnaziale Cleja, județul Bacău, anul școlar 2022-2023, din patrimoniul școlii gimnaziale Cleja. Inițiator, primar Petru Iștoc. Știți că... Da. Da. La proiectul acesta de hotărâre, programul pe care ne l-a anexat școala, s-a făcut o greșeală. Au scris strada Alexandrina. Strada Alexandrina nu există. Au revenit cu o adresă prin care ne-au solicitat să modificăm și în loc de școala gimnazială strada Alexandrina, școala gimnazială numărul 2, traseul va fi școala gimnazială Cleja, strada Unirii, zona Alexandrina, școala gimnazială numărul 2, Cleja. Deci avem un amendament la acest proiect de hotărâre. Dacă este traseul care îl face și în fiecare an microbuzul școlar și an de an trebuie să aprobăm acest traseu. Întrebări, domnilor? Supunem la vot punctul 13. Cine este pentru? Cu tot cu amendament. Da, da, tot cu amendament. Împotriva, abține? N-am văzut cu trei dat pe sfoară. Deci 8 voturi pentru, da? Punctul 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului comunei Cleja, județul Bacău, pentru trimestrul 3 al anului 2022. Inițiator, primar Petru Iștoc. Cristina. Prezintă, doamna Cristina. Da. La finalul trimestrului al treilea, veniturile realizate sunt în procent de 95,04%, cheltuielile efectuate în procent de 37,04%. Veniturile din secțiunea de funcționare au fost depășite, sunt în procent de 110,68, din secțiunea dezvoltare 44,34. Cheltuielile secțiunii de funcționare sunt în proporție de 58,86%, cheltuielile secțiunii de dezvoltare în proporție de 12,20%. Secțiunea de dezvoltare nu a înregistrat cheltuieli, deoarece proiectele, investițiile care au fost preconizate au stagnat un pic datorită lipsei hotărârilor de Consiliu Local din perioada aprilie până în septembrie și datorită faptului că PNRR-urile se implementează un pic mai greu, nu s-au implementat în anul acesta. Angel Salini la fel a fost preconizat pentru anul acesta, el nu s-a implementat.
Avem proiectul pentru școala numărul 1, este depus pe Agenția Fondului de Mediu, el nu a fost, n-am primit nicio solicitare de clarificări, se pare că am trecut de faza de evaluare, dar nu s-au efectuat cheltuieli. Din momentul în care se semnează contractul de finanțare, se vor realiza achizițiile, se va da drumul la lucrări. În cadrul PNDL-ului mai avem de implementat grădinița numărul 1. La grădinița numărul 1 lucrările sunt aproape terminate. Acum stăm un pic datorită proprietăților care se fac. În cele dezvoltării va trebui să ne adicționeze și să suplimentează valoarea cu suplimentarea pe OUG46. Alte probleme, adică ce au fost pe investiții, s-au realizat în măsura în care a fost posibil. Ce nu a fost posibil, nu s-a realizat. Sumele de bani nu se pierd, ele se duc în excedentul anului. De precizat faptul că până la 30 ianuarie nu s-au depășit creditele, nu au fost refuzurile viză control financiar preventiv, s-au achiziționat tot ce se putea achiziționa pe partea de investiții. Mulțumim. Supunem la vot punctul 14. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, deci 8 pentru. Trecem la punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul modernizarea, eficientizarea și extinderea sistemului de iluminat public în Comuna Cleja, județul Bacău. Faza Dale. Inițiator primar Petru Iștea. Proiectul e început de mult, dar ne apropiem de final. Vrem să facem un iluminat eficient, inteligent. Vrem ca să avem bec pe fiecare stâlp și la o anumită oră din noapte să reducem intensitatea luminoasă. Deci cam asta e. Și să punem pe fiecare, în fiecare, pe fiecare stâlp vom avea bec. Și așa. Nu se pot să și niște senzori ca să fie mai economic. Păi asta era problema. Păi nu se-a zis că se închide bolul. Senzorii nu trebuie tot. Păi nu, mai rău face. În momentul când pui senzori, în momentul când apare un... Deci tu când ci pur cu mașina și atunci se apare senzorul, mai rău îți face, că se aprinde, se stinge, se aprinde, se stinge. Da, și îți dă efectul ăsta de ieși din lumină și ieși din în întuneric, nu merge. Deci nu, ele la o anumită oră scade luminozitatea, dar la 30%, la 20%, deci depinde cum leghezi. Cam cât de scump e un bec? Ăștia se spunea că becurile astea au costat pentru un televizor, un singur bec. Acum astea cât o să au costat? Astea că două de mașini. Așa zice eu, cât un televizor a costat un bec. Proiectul presupune dimensarea 41 de bucăți apărat de iluminat, relocarea 41, înlocuirea, înlocarea consolelor, extinderea rețelei de iluminat pe strada Eternității, 442 de metri, montarea 11 bucăți stâlp din beton pentru iluminat și montarea 464 bucăți apărate de iluminat cu surse LED. Valoarea totală cec plus mie este 552.300 fără TVA. Deci nu cred că iese două televizoare dacă împărțim... Și problema este că vrem să legăm somușca de Cleja, dar punem stâlpi, adică să avem și pe iluminat pe mamea. Deci pașiva acest proiect se aprobă acum, dar eu noi am obținut și avize. După ce se face proiectarea, se obține autorizația de construcție și se poate să este încălca execuție. Traficul de realizare a investiției este 8 luni execuție, a 4 luni proiectarea și 8 autorizații de construcție. Supunem la vot punctul 15. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, deci 8 pentru. Punctul 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării contractului comodat numărul
4977 din 7-5-2021 pentru imobilul denumit Centrul Pastoral Educativ situat în sat Cleja, strada Eroilor, numărul 1, Comuna Cleja, județul Bacău. Inițiatorul primar Petru Iștoc. Știți că anul trecut am reluat Centrul Pastoral de la Budar când era părintele Augustin, în ideea de a face activități culturale, activități cu tinerii din comună, s-au făcut de câteva activități. Acum, dacă a venit părintele, vrem să schimbăm destinația, vrea să schimbe destinația acestei clădiri, adică nu chiar toată... Doar o parte, da. Doar o parte. Doar o vrem parte. Să facem acolo așa... casa, camera mortoară. Camera mortoară. Și atunci nu mai are cum să ne aparțină nouă. Și îi dăm clădirea înapoi părintelui, după care părintele să poată face, să, ceară, să ne ceară nouă niște bani pentru investiția, pentru a moderniza și a face acolo camera mortoară. Și ăsta este și... Mama asta este în părintele ăsta. Întrebări, domnilor? Supunem la vot punctul 16. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Punctul 17. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 3 din hotărârea Consiliului Local al Comunei Cleja, numărul 55, din 11-10-2022. Inițiatorul primar Petru Iștoc. De serviciile juridice se modifică articolul. S-au omis da. Să treacă 4.000 de lei fără TVA. Deci noi am făcut un proiect de hotărâre care a fost am aprobat cuantum care plătim avocatul. Și noi am trecut 4.000, dar n-am certificat cu TVA, fără TVA. Și acum, când o vin factura, i-am zis, părinte, avocatului, că și eu zic, domnule, dar fără TVA. Adevărul că avem foarte, foarte multe procese. Suntem zi de zi. Avem... O întrebam dacă... Da. 4.000 pe proces, pe lună, pe lună. Pe lună, pe lună. Pe lună. Pe lună. Pe lună. Mai sunt întrebări? Supunem la vot. Punctul 17. Cine este pentru? Împotriva, abține? Nu abține. 7 pentru. Abține. Punctul 18. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu în legătură cu posibilitatea de a participa la finanțarea dezvoltării sistemului de distribuție a gazelor naturale în localitatea Valea Mică, aparținătoare Comunei Cleja, județul Bacău, prin finanțarea și implementarea obiectivului de investiție, realizare și dezvoltare sistem de distribuție gaze naturale în localitatea Valea Mică, aparținătoare Comunei Cleja, județul Bacău. Inițiator primar Petru Iștoc. Precum știți, noi acest proiect am avut aprobat, eram la semnarea contractului. Dacă noi știm. Știm, colegii noștri, dacă n-au venit și n-au fost de acord, lucrurile s-au schimbat un pic. Contractul, înainte, finanțarea era de la Dergaz. Acum spun, domnule, am sore, nu vă mai putem finanța, mergeți pe banii dumneavoastră. Și deci lucrarea nu este acum noile calcule a lor, lucrarea nu mai este eligibilă, practic o luăm de la capăt. Cu de la capăt, cu precizarea că Comuna Cleja va suporta întreaga investiție. Da, suportăm noi toate investiția, de gazul nu ne mai s-au autorizat prețul, după cum știți, în ședințele anterioare, am prezentat faptul că am solicitat de la Delgaz să ne spună dacă nu este contractul valabil. Au spus că nu este contractul valabil și s-au actualizat prețurile în funcție de evoluția prețurilor pe piață. Au stabilit o sumă, iar acum ei spun prin acest statut la expoziție adresa de la Delgaz, în care spun cât costă investiția și că este pe cheltuiala noastră. Deci dacă vrem gaz în Valea Mică... Acum am costă în jur de 700 de lei, 7 miliarde, 700 de lei. Fără TVA, cu TVA este 931 de lei. Documentația care a fost făcută înainte mai este valabilă sau trebuie alte proiecte? Nu, documentația a rămas valabilă, doar că s-au modificat prețurile și valoarea totală a devizului. Este fără TVA 783 lei. Cine e de vină pentru treaba? 3 lei fără TVA. Cine e de vină? Noi suntem consiliu, când am reușit să adoptăm acel proiect. De precizat faptul că noi am fost trecuți în lista obiectivelor lor de investiții pe anul 2022. În anul 2023 noi nu mai figurăm pe lista lor de investiții.
În acest caz, trebuie să ne suportăm singur investiția. După ce se va aprova acest acord, trimitem potrivit Consiliul Local să vă faci contractul de finanțare, o să venim la dumneavoastră să ne aprobați contractul investiției și scrisoarea de garanție bancară în cuantum de 3% din valoarea contractului. Sunt foarte multe discuții, avem corespondență cu ei, am încercat în tot felul, nu s-a obținut nimic și au precizat clar, pentru anul 2023, nu sunteți în planul nostru de investiții. Ați fost în planul de investiții pe anul 2023. Și inițial cât ne-ar fi costat pe noi? Inițial ne-ar fi costat 632.000, din care 380 punea de gazul și noi puneam diferența de 260. Acesta a fost contractul din aprilie. Aproximativ sunt sumele, ne uităm, dar acolo sunt. Deci lucrurile se schimbă, evoluția prețurilor acționează. Evoluția prețurilor acționează pe... Sunt întrebări, domnilor? Nu, da. Supunem la vot punctul 18. Cine este pentru? Împotriva, abțineri. Deci 8 pentru. Punctul 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați pentru proiectul realizare și dezvoltare sistem de distribuție gaze naturale în localitatea Valea Mică, aparținătoare comunei Cleja, județul Bacău, faza SF. Inițiator, primar Petru Șoc. E același proiect care l-am prezentat, numai că aici sunt indicatorii tehnico-economici. Deci acolo a fost acordul, iar aici este studiul de rentabilitate actualizat, divizor actualizat. Acum mai întâi trebuie să aprob, să ai indicatorii tehnico-economici actualizat și după aceea să emiți un acord. Deci, suprafața a rămas aceeași, lungimea a rămas aceeași, capacitatea este aceeași, doar că ei, nu s-a modificat. Supunem la vot punctul 19. Cine este pentru? Împotriva, abține? 18. Punctul 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și a declarației pe proprie răspundere pentru implementarea proiectului HUB de servicii HOTMISMIS 13.09.63. Inițiator, primar Petru Ștoc. Da, am primit o adresă de la Ministerul Muncii și Solidarității Sociale prin care îmi face cunoscut că se derulează un proiect HUB de servicii MMS. Așa, și scopul proiectului este de crearea unui sistem informatic în domeniul asistenței sociale și ne pun la dispoziție, gratuit, crearea unei platforme de asistență socială, dotarea serviciilor cu echipamente informatice, furnizarea de servicii de digitalizare a dosarelor beneficiarilor de servicii sociale, constituirea registrului electronic național a beneficiarilor de servicii sociale, posibilitatea accesării electronice a dosarului personal de asistență socială, posibilitatea accesării electronice a măsurii de sprijin de care pot beneficia sau la care aceștia au dreptul și optimizarea fluxului de depunere a documentului și soluționarea solicitării în vederea obținerii beneficiilor în domeniul asistenței sociale și suportarea electronică a datelor din anchetele, raportarea electronică a datelor din anchetele sociale obținute din colegia prin terminale mobile. Aici, aici este vorba și de o monitorizare a celor care beneficiază de anumit sprijin din partea statului, ca să spun așa. Ca să știi la orice oră cam... Comuna Cleja nu contribuie cu nimic, este un proiect gratuit. Ne îndreptăm cu pași mici, mări, spre digitalizare. Întrebări, domnilor? Supunem la vot punctul 20. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? 8. Punctul 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării denumirii proiectului Reabilitare, Modernizare și Dotare Școala Gimnazială Somușca, satul Somușca, Comuna Cleja, județul Bacău. Inițiator, primar Petru Ștoc. Vrem să... Am obținut finanțare pentru Somușca, pentru Școala Somușca, pentru reabilitare. Inițial, proiectul se numea Modernizare, Reabilitare, Școala Somușca. Acum, pentru că mai câștigăm niște puncte, am adăugat și cele stații de încărcare
vindecare a mașinilor și pentru trebuie să schimbăm numativul și cu adică denumirii, așa. În rest, proiectul este la aceeași. Am înțeles să întreb urmărilor. Să punem la vot punctul 21. Cine este pentru? Împotriva abțineri? Vreau să vă spun că aici finanțarea este asigurată. Deja am câștigat. Punctul 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării prețurilor pentru restul de executat conform UG47-2022, aprobarea deviziului general actualizat conform UG47-2022 pentru obiectivul de investiții, reabilitare și modernizare, clădirița numărul 1, Cleja, Comuna Cleja, județul Bacău și indicatorii tehnici economici actualizați. Inițiatorul primar Petru Iștoc. Da, după cum știți, după apariția OUG47, toate contractele aflate în instituție se ajustează, se introduce o formulă de ajustare. Până la apariția OUG47 funcționa ajustarea conform ordonanței de urgență 15, pe care noi am aprobat-o aici. Sumele rezultate din ajustare se suplimentează de către Ministerul Dezvoltării după actualizarea devizului, după depunerea documentației la Ministerul Dezvoltării. La noi, un rest de executat la data apariției ordonanței de urgență mai erau 436.027,68 fără TVA. Se face ajustarea acestei sume, se cuantifică și se transmite la Minister pentru a ne suplimenta valoarea de finanțare. Valoarea de finanțare a mai fost odată suplimentată cu aplicarea lui OUG15, acum va fi suplimentată cu aplicarea lui OUG47/2022. Acest lucru este obligatoriu, nu ține că vrem sau nu vrem. Executanții au dreptul să-și recupereze diferențele de preț din evoluția prețului. Supunem la vot punctul 22. Cine este pentru? Împotriva, abține? Punctul 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare și înturbirea documentației tehnico-economice faza PTH și DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții, modernizare și dotare parc, centrul de zi pentru copii aflați în situații de risc de separare de părinți, Sfânta Lucea, Sat Cleja, Comuna Cleja, județul Bacău, inițiator primar Petru Iștoc. Aici vreau să punctez un pic. Sunt mai multe puncte cu aceeași... 5 proiecte. Vă explic și putem să le punem pe toate la aprobare. Avem o dată, facem parcul de la Sfânta Lucia, părculețul de la școala numărul 1, școala numărul 2, Valea Mică și Somușa. Deci sunt cele 5 parcuri care au același obiect. Suntem în faza de proiectare. Așteptăm întrebări, domnilor. Parcurile alea care le aveam noi înainte aprobate, ce sunt mai deocamdată așteptăm să facem o finanțare și pentru. Așteptăm să vedem unde ne lipim, ca să spun. Alea, cu parcul ăla de la Vale, e o sumă mai mare și n-are sens să facem din banii noștri. Păi de la 23 la 27, toate le putem aproba da, în da, asta, da. Mi se întâmplă de lucru. Deci, supunem la vot punctele de la 23 până la 27, inclusiv. Cine este pentru? Împotriva, abține? Deci, toate punctele de la 23 la 27, da? Da. Toate cele 5 proiecte. Da. 28. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIBO, în vederea exercitării votului Consiliului Local al Comunei Cleja, județul Bacău. Inițiator primar Petru Iștoc. Știți că totdeauna primarul reprezintă comunitatea la ADIBO la... și practic este o formă anuală pe care noi trebuie să o aprobăm atât. Întrebări? Să punem la punctul 28. Cine este pentru?
Împotriva, abțineri. 29. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru trimestrul al patrulea al anului 2022. Inițiator, primar Petru Iștoc. Dacă sunt comentarii, cu toate modificările care s-au prezentat aici, toate aprobări de investiții, așa, ele se concretizează de fapt rectificarea de buget. De menționat faptul că s-au retras 28.000 sume defalcate din TVA de la nivelul școlii, da? Și am primit 160.000 sume defalcate din TVA conform hotărârii de guvern pe care a dat-o guvernul acum, recent. Hargeul 36, pe 25.10.2022. Acolo am primit 160.000. S-au făcut alocări între investiții. De exemplu, noi avem un proiect pe drumuri care este la licitație, proiectare și execuție. Deci anul ăsta nu cheltuim bani pe el. Ca să pot să îmi bugetez aceste obiective de investiții pe care le-am introdus, terenul de sport, parcurile, gazul și toaleta ecologică, deci se ia din obiectivul de investiții pentru care nu s-au cheltuit bani și se alocă obiectivul de investiții pe care și gazul tot de aici este, pe care le-am introdus în lista de investiții. Nu poți începe un proiect dacă nu ai finanțarea totală. Deci nu te poți apuca din nimic dacă nu mai ai finanțare. Toate modificările vin între capitolele bugetare, practic. Sunt întrebări, domnilor? Supunem la vot. 29. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Avem diverse. Punctul 30. Dacă mai dori ceva, o să mai avem o hotărâre cât mai repede în decembrie. Mai avem, pentru aprobarea. Da, în primele zile ale lunii decembrie va trebui să venim cu o hotărâre de Consiliul Local, deoarece între timp s-a deschis o hotărâre pe cal și vrem să depunem un proiect. Se alocă suma de 25.000 de euro pentru fiecare oară. Depunem un proiect pentru finanțare, dar întâi să vedem ce proiect depunem. Putem din astea, noi depunem unul. Am încercat să o teren de... Un parc. De un parc. Din 5 să ducem unul acolo la finanțare. 25.000 care finanțează, da, AFIR-ul. Da. Vom veni și cu o rectificare de buget, pentru că astăzi a venit o adresă de la NAF, ne-au mai dat 6.000 de lei pentru asistența socială, pentru asistenții personal și alte modificări care vor mai fi referitoare la pachetele pentru copii, la două pentru copii, cu ocazia sărbătorilor. Domnul primar, organizarea... Da, cred că vrem să organizăm... Un festival, la Crăciun, tradiții. Tradiții. A scos și Diana. Anul trecut făcusem parte. Un fel de micro-revelion, nu? Nu. Festival. Aici, jos, pe teren. Obiceiul, date și tradiții, dacă ați observat dumneavoastră toate comunele, organizează. Cum se organizează la nivelul prefecturii și vin toate ansamblele. Problema când au trecut sau plăstânați la cadou la toți copiii. Aici așteptau, da. O să dăm la toți copiii. Nu, dar aici o să vină toți să vadă spectacol. Păi asta era spectacol. Când lumea pe Facebook se plângea că n-au primit. Am vorbit și în timpul ședinței referitor la aceste indicatoare și am înțeles că ați fost cu un specialist prin toată comuna. Da, am fost prin toată comuna, da. Și ați verificat fiecare intersecție unde necesită indicatoare? Sper să o rezolvăm. Am înțeles. Dar până nu văd indicatorul în față, nu-mi place să vorbesc. Bine, dar mai e o problemă. În momentul când s-a făcut acel proiect pentru asfaltare, acolo au fost prinse și indicatoare. Care e proiect de asfaltare? Pentru drumurile noi, care se fac. Nu drumurile noi, vorbim de drumurile vechi. Asta trebuie vorba aia. Asta trebuie, dar nu, problema e că... Poliția, împreună. Iau în calcul toate aprobările care sunt necesare. Deci nu...
Și n-am vrut să mă înscriu la proiectul numărul 11 cu modernizarea drumurilor, așa cum s-au prins majoritatea străzilor cu asfaltarea, dacă se poate să fie prinsă și strada, lângă mine acolo, a familiei Patrașcu. E o stradă scurtă, dacă se poate. Ca nici nu merg în aia acolo, nici nu-ți intră utilași. Bine, putem găsi o altă formulă. Se poate găsi o altă formulă. E o altă formulă, eu zic acum, da. Acolo ar merge și pavată. O stradă, merge, de ce că nu sunt mașini mari, nu... Când e... Strada are 4 metri, 4 metri jumate, nu are mai mult. Ce stradă e? Dar nu-i stradă. Da, nu, e un regionul de locuitori, da. Păi, în cazul ăsta, poate găsiți și pentru drumul cimitirului de la Valea Mică. Dacă găsiți pentru strada de asta, da. Discuție. Poate în cinci de cimitirul la Buda și mai mult de la Valea Mică, să facem o alee cum e măsură la Glen. La tine nu ba da, și la el, e prins. Tu zici de alee înăuntru, înscriu de cimitirul și de afară. Da, e foarte dur. Da, și drumul acolo chiar la Valea Mică chiar e o problemă acolo când plouă. Da, acolo chiar e o problemă pentru că eu am mai fost acolo. N-ai unde să faci ligoră. Strada este atât de îngustă, dacă nu faci ligoră, cu prima apă îți vine apa pe mijlocul drumului și îți spală tot drumul. Dar o să dacă faci ligoră, deja nu mai intră nicio mașină. Dar putem să facem șanțuri acoperite. Se încarcă cu bun, șanțul acoperit. La prima ploaie vine noroi mărul de sus și se umplu. Se punem tuburi mai mare. O soluție trebuie, că nu se poate, că nu se poate. Dar nu vorbim că o să vină vremea și o să facem și acolo. Da, dacă vine vremea pentru strada cu domnul Patraș, poate să vină și mulți. Deci eu vă asigur că în momentul când facem acolo, facem și la acolo. Așa, bravo. Deci te ții de mine. Dacă totul s-a vorbit de indicatoare de asta, s-ar putea pune pe stradă, pe, în locuri unde este circul cu viteză foarte mare, niște din alea pe... Polițai mort. Polițai mort. Polițai mort. Deci, în timpul ca circul, unde se merge cu 100 la oră prin comunitate, prin rândința. Și e un pericol real. Am văzut că s-au aprobat niște radare, începând de la anul. Poate puteți să puneți două radare și... O treabă bună. Eu zic că până la radare și la Buda. Și banii am înțeles cum să meargă. Păi ești pe acolo, că așa, și cum să n-ai plătiți. S-a referat ei, dar am zis că... Zici că sare geamul la mine la Maradere. Domnul Vite deja a luat în calcul. Deci referat este, se pun, polițaia e mor, să vă se spune. Dar am spus că punem după... după ce trece sezonul rece, că dacă e să ningă și trecem cu lama, se degradează. Și în primăvară vor fi puși. Deja ai luat un calcul. Mai ieftin se poate face, nu, poliția de amorți, cum zici, din materiale de plastice. Dar se pot pune, pur și simplu, făcute din materiale ăsta, din smoală sau eu știu din ce n-am poate face, din asfalt. Deci aia de aia se spună, pentru sezonul acesta. Aia se strică, pentru că sunt degradate, se rup, zboară. Deci dacă este normal, teoretic, ar trebui să demonteze. Normal, se demontează primul. Dacă le puși în două luni, nu mai o să mai fie acolo, degeaba le puși, că vin mai degeaba acolo. Hai, sună din... Să vă întreb dacă se poate face ceva pentru la anul ca gunoiul reciclabil să fie colectat de mai multe ori decât de o dată pe lună, măcar de două ori. Bun. Cred că aici ar trebui să discutăm un pic. Am văzut comentarii și pe Facebook și totdeauna lumea, așa este, lumea nemulțumită. Problema este că totul costă. Cu cât e mașini mai multe, cu atâta vom plăti mai mult. Am fost la o întâlnire cu Adisu, s-a luat în calcul să vină mașina, o să vină de la anul, o să facem niște pliante, începem să vorbim cu oamenii, cu cetățenii, să înțeleagă că dacă nu vom face economie și nu vom ști să facem o colectare selectivă, costurile vor fi foarte mari. S-a luat în calcul să venim de două ori pentru reciclabil, de două ori pentru gunoiul menajer. Eu am făcut o probă acasă. Să știți că noi la țară și înainte, când eram gunoi menajer, nu prea poți, adică de două ori pe lună e suficient să vii cu gunoi menajer. Condiția ca să selectezi foarte bine, să nu pui în
în gunoiul ăsta reciclabil, să nu, în gunoiul menajer, să nu pui reciclabil și să strângem, să colectăm, să, crească cantitatea de reciclabil, pentru că cantitatea de reciclabil nu, nu costă, nu plătim. Și va trebui cetățeanul să înțeleagă că dacă nu crește, tarifele vor crește. Nu știu în ce mod vom face în așa fel ca să fie persoane care, care doresc de două ori pe lună să colecteze menajerul, să plătească mai puțin decât cel care colectează să vină de patru ori mașină. Să vedem cum o să reușim, pentru că costurile la motorină, la benzină, la ce este transportul, deși orice s-a scumpit atât de mult, încât ei nu mai pot să ne facă acest serviciu cu costurile care sunt la ora actuală. Deci va trebui să mergem, să conștientizăm populația, să ne educăm și noi, pe noi înșine, să ne educăm că se poate. Eu am încercat acasă, încerc și peste tot unde merg și dacă facem o colectare selectivă, putem să avem un noi menajer foarte puțin. Și pot să mai arunc și în grădină, pentru că într-o săptămână ăla se usucă. Dar strict vorbim de gunoi menajer. Cineva a umplut șanțul ăla de la drumul de la Faraoaia, nu principalul, ăsta, pe la Favel Hodorov. Că e o cruce. Așa. De la cruce a săpat un șanț pentru lui. Da. Ei, șanțul ăla am arat ieri acolo, e plin cu saci de nailon, plin cu găinați, rumeguși. Păi acolo este, știm cine e acolo. Păi, văzut? Acolo se poate depisi. Da. E plin șanțul ăla. Dar gunoiul ăla poate fi, ăla nu este gunoi. Ăla, adică da, gunoiul e de nailon. Ăla poți să-l faci compost. Da. Poți să-l faci, nu? Depozitat în condiții undeva, ăla devine un gunoi foarte bun pentru agricultură. Iar dar trebuie să înțeleagă ăla care a dus gunoiul acolo. Da. Iar un altcineva a dus o remorcă de gunoi și mi-a pus mie pe bătătura mea. Gunoi de graș sau gunoi? Și-o mătura din curte. O remorcă întreagă, au pus aici, a sus. Eu zic că dacă nu o să fie legi care să oprească această... Dacă nu dați amiază asta... Eu știu și cine mi-a pus bunul ăsta. Dar ele trebuie să le aplicăm. Cu remont. Și de ce nu te aplicăm? Aici e problema. În afară, dacă arunci ceva pe jos, te-a luat camera, plătește amiază. Asta e. Și la noi, lasă-l supărăm. Dar nu-i vorba de supărăm. Eu uți așa că cel care aruncă, ăla nici n-ai de unde să iei bani. Muncă în folosul comunității. Și gata. Să găsim o metodă. Trebuie găsit o metodă. Că dacă nu o să vină mașina cu gunoi, cum spuneți, numai de două ori, o să vedeți câte gunoaie o să fie aruncate cu ei. Deci să știți este să... Tot. Că urcă în pădure, domnule, cu saci, cu gunoi. Dar dă... Pune-l undeva, unde vine mașina, și îl ia. Îl duce, urcă cu căruța, cu camionul, abar. Dar nu-l dau seama de ce. De la ora actuală nu s-a pus problema. Aici e problema. O mai vine cineva cu căruța, cu vaca, cu cocen de aici, după ce o mânca vaca și o legat, snop de ea mâncat. Așa? El are bucat aici, e un copac mai încoace, i-a pus la rădăcina copacului tot acolo. Așa era tradiția înainte, nu așa făcea? La mortele spune, ce-i spune. Du-te mă, e sigură că de-a cred că... Domnul Adrian Burzul, în primare de 4 ședințe, a închis secolul, cred că.